Am văzut de-a lungul timpului că Dumnezeu întotdeauna a răspuns întrebărilor și provocărilor pe care le aveam în viața mea. În momentul în care am fost botezată cu Duhul Sfânt, îmi doream foarte mult să aflu mai multe lucruri despre persoana Duhului Sfânt, despre lucrarea sa. În acea vreme a venit în biserica unde eram un frate care a adus învățătură în direcția aceasta, a explicat ce înseamnă să fii botezat cu Duhul Sfânt și care sunt beneficiile pe care le ai mai apoi în viața ta. Apoi a făcut o chemare în față, a mers și eu, a venit lângă mine o femeie slujitoare care mi-a spus: nu trebuie să faci nimic, doar să-L lauzi pe Dumnezeu și să te încrezi în El. Așa și a fost. După 5 minute am început să vorbesc în alte limbi. Din acel moment am văzut că multe lucruri s-au schimbat în viața mea. În primul rând, am avut o înțelegere mai profundă a lucrurilor spirituale. Mai apoi am văzut că dragostea față de frații mei a crescut și o libertate mai mare în exprimare. Pentru mine a fost foarte greu să înțeleg cum e toată povestea asta cu Duhul Sfânt. Am încercat să fiu foarte rațională și nu înțelegeam ce e, cum e, chiar dacă am primit învățătură în direcția asta. Și a fost o perioadă din viața mea în care am încercat oarecum să studiez ce se întâmplă în momentul în care merg la rugăciune pentru Duhul Sfânt. Schimbările care le-am văzut în urma botezului cu Duhul Sfânt au fost extraordinare, pentru că până atunci mi-am văzut viața cumva pe pauză, mă vedeam oarecum ca o umbră. Din momentul în care am primit Duhul Sfânt, viața mea a început să capete o altă nuanță. Am început chiar să trăiesc, chiar să simt că trăiesc și din ce în ce mai mult să descoper pe Dumnezeu, să descoper ce vrea El cu viața mea, să-mi vorbească Dumnezeu, să mă folosească Dumnezeu pentru alți oameni. A fost un proces în care am devenit o persoană dinamică și viața mea a fost schimbată și am ajuns la statura de om nou. Am trăit experiența botezului în Duhul Sfânt la scurt timp după predarea mea Domnului, respectiv botezul în apă. Și deși nu aveam cunoștință despre doctrina botezului în Duhul Sfânt, în inima mea simțeam că este lucrarea imediată și imperativă care trebuie să aibă loc în viața mea, ceva absolut necesar pentru a-mi continua viața de credință. La o întâlnire a grupului nostru de studiu, a venit un slujitor al lui Dumnezeu și ne-a provocat să facem această rugăciune pentru primirea botezului în Duhul Sfânt. În momentul acela nu am știut foarte clar ce trebuie să fac, ce ar trebui să spun, însă el ne-a exemplificat într-un mod foarte plastic și ne-a provocat să avem credință. Darurile Duhului Sfânt, botezul în Duhul Sfânt, practic se primește prin credință. Și nu a făcut altceva decât să își dea ceasul jos de la mână și să mă întrebe: vrei acest ceas? Iar eu am răspuns: da, atunci ia-l, ți-l dăruiesc. Trebuie doar să întinzi mâna și să-l iei. Imediat după această ilustrație ne-am rugat și Dumnezeu a revărsat așa cum El promite celor care cred. Am primit botezul în Duhul Sfânt în urmă cu 2 ani de zile și pot să spun că din acel moment viața mea a fost într-o continuă schimbare, în bine, bineînțeles. Am putut să observ cum Dumnezeu își face tot mai mult loc în inima mea și, deși de multe ori mi-am dorit să mă pot schimba, nu găseam acea putere. Iar în momentul în care am primit Duhul Sfânt, am realizat că puterea vine din Dumnezeu. În același timp, Dumnezeu mi-a dăruit și anumite daruri pe care continui să le descoper. Știu că noi trebuie să le cerem, le-am cerut, dar deși poate ele erau în mine, nu erau încă activate. Acum sunt într-o continuă căutare, tot mai mult după Dumnezeu și am descoperit că în același timp viața e mult mai frumoasă. În sensul că tot mai mult descoper lucruri frumoase pe care Dumnezeu le-a pus în mine odată cu aceste daruri.